Premierul ceh Piotr Necea s-a anunțat la Praga că își dă demisia în urma unui scandal de corupție și de abuz de putere. Voi demisiona luni din funcție de premier, sunt conștient de responsabilitatea mea politică, a declarat Piotr Necea într-o conferință de presă. El s-a pronunțat în favoarea menținerii actualului guvern tripartit de centru-dreapta cu un nou prim-ministru propus de partidul său. Favoritul pentru postul de șef al guvernului este, conform presiei din Cehia, ministrul industriei Martin Cuba. Compusă din trei partide de dreapta, coaliția de guvernare nu mai dispune de majoritate parlamentară din 2012. În aceste condiții, opoziția de stânga reclamă organizarea de alegeri anticipate. Următoarele alegeri legislative urmează în mod normal să fie organizate în primăvara anului 2014, iar socialdemocrații sunt deja considerați mari favoriți.